propunerea. Foarte simplu. Creșterea amenzilor, pentru că atunci eu, în momentul în când o să știu că amenda îi, nu știu, de exemplu, dau refuz de cântar. E 1500 de lei, dacă plătesc în 15 zile. E o sumă rezonabilă. Acum îmi permit să mă risc, am mai puțină mașină, mă duc în fața lor, de exemplu, vă spun cum am procedat. Dacă amenziile vor crește, am înțeles că este o propunere legislativă din partea unui parlamentar sau deputat din Arad pentru creșterea cuantumului amenzilor, eu cred că ar fi o frână, o frână puternică. Depășire, deci, refuz de cântar, 20.000 de lei, părerea mea. Da, e într-adevăr o chestiune de luat în considerare, creșterea amenzilor. Cred că și partea de control trebuie îmbunătățită și, din păcate, aici avem mult de lucru. Prin controlul se poate face prin oameni și prin infrastructură și aici avem tot în PNRR o parte de axă de finanțare pe partea asta de infrastructură, de control, cu instalații de cântărire inclusiv automate. Știți cum e, în momentul în care introduci camere video, se vor face drumuri adiacente ca să le ocolească. Cum să nu? Acum o să fiu un pic de acord cu dumneavoastră că avem o problemă de control mai generală în România. Eu o să fac ce ține de mine. Nu-mi imaginez că nu există și căi de evitare și că e un sistem lipsit de corupție, dar tocmai de asta încercăm să-l reformăm. Păi, și atunci mă scuzați că vorbiți un om care să... Asta e un fapt aproape unic. Deci avem pe cineva în direct care ne explică cum să sare legea în România, ne explică o infracțiune de corupție și un ministru care e pus în posibilitatea, acum nu poate să vă fugărească pe toți. Eu nu iau apărarea, dar îmi dau seama că n-are instrumente, domnul Drul, aici. Sunteți doi cetățeni ai României și eu bănuiesc în felul următor, că ați vrea ca treburile la noi în țară să meargă bine și legal. Ete, sunteți față în față. Eu nu, eu am o răspundere aici și ar trebui să am instrumente, pentru că... Păi nu știu, pare că nu le aveți în momentul ăsta, adică așa arată. Nu funcționează minunat. Există o echipă ISCTR care ar trebui să pună cântare, să care mai au o șpagă, ne mai înțelegem, ne mai... Bun, e un pic o poză a României în mic aici.